prieteni. Cu ajutorul acestui filmuleț vom afla ce se întâmplă atunci când se încalcă legea prin comiterea unor fapte ilegale. Fapta ilegală prezintă o acțiune sau inacțiune care provoacă daune altor persoane, societății, naturii, obiectelor. Această faptă se pedepsește conform legii. Faptele ilegale mai grave sunt numite infracțiuni, iar cele mai puțin grave, contravenții. O persoană ar putea fi bănuită, acuzată și pedepsită pentru săvârșirea unei infracțiuni sau contravenții. Persoana care a observat săvârșirea unei fapte ilegale sau dispune de careva informații despre aceasta sau despre persoana care a comis-o poate fi martor, iar persoana care a suferit de pe urma unei fapte ilegale este victimă. Infractor, martor sau victimă poate fi și o persoană care încă nu a atins vârsta majoratului de 18 ani, adică minorul. Așadar, chiar și fiind copil, dar dacă ești victimă, martor sau infractor, vei intra în contact cu mai mulți reprezentanți ai legii. Polițistul, procurorul, judecătorul de instrucție. Alături de tine pentru a-ți acorda sprijin vor fi reprezentantul legal, pedagogul, psihologul sau avocatul. Reprezentantul legal poate fi unul dintre părinți, tutori sau curatori. Prezența lui este obligatorie atunci când discuți cu reprezentanții legii. El are rolul de a-ți apăra drepturile și interesele. Pedagogul sau psihologul este persoana care se află alături de tine pe parcursul discuției cu reprezentanții legii și se asigură că întrebările care ți se adresează sunt clare și corecte. Justiția și-a pus problema cum să facă procedura mai prietenoasă pentru copii și a invitat în acest peisaj și psihologul. Rolul psihologului este să pregătească copilul pentru procedura de audiere și să asiste copilul în procesul de audiere. Psihologul este persoana care cunoaște despre traumă și poate ajuta copilul să depășească această barieră interioară pentru a diminua fricile. Polițistul este reprezentantul instituției de stat, care poartă uniformă cu însemnele distinctive, deține legitimație de serviciu și are drept sarcină apărarea vieții, sănătății, libertății și altor drepturi ale persoanelor, inclusiv ale copiilor. Poliția apără viața și integritatea persoanei, drepturile și libertățile acestea, proprietatea publică și privată, exercitând atribuțiile de prevenire și investigare a infracțiunilor, contravențiilor, urmărirea penală, menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice, precum și protecția drepturilor cetățenilor, înfăptuirea justiției, dar și asistența populației sau administrației publice locale. Procurorul este persoana care conduce urmărirea penală. El are un rol important în asigurarea și garantarea drepturilor omului. Bună oară, se comite infracțiunea. Ce are loc ulterior? S-a comis infracțiunea, cineva sesizează organul de poliție cel mai des, fiindcă organul de poliție își desfășoară activitatea practic în toate localitățile din țară. Colaboratorii poliției, în dependență de situație, investigează cazul semnalat, constată și acumulează materialul probatoriu necesar, după care vine la procuror. Decizia ce ține de pornirea urmăririi penale sau neînceperea urmăririi penale îi aparține în exclusivitate procurorului. Și în acest sens, procurorul se conduce de legislație de procedură penală, codul penal, alte legi care au într-un fel sau altul tangență cu procesul penal. Avocatul este persoana care îți apără interesele. El este cel care te consultă, care îți cunoaște drepturile și are grijă ca acestea să fie respectate. Avocatul este acea persoană, un profesionist în materia dreptului, care are datoria de a-ți reprezenta interesele și de a-ți apăra drepturile atunci când ești vizat în cadrul unui proces civil sau penal. Avocatul este acea persoană care te poate îndruma în mod corect cum să-ți exerciți drepturile tale oferite de lege.
Judecătorul de instrucție asigură ca legea să fie respectată pe durata procesului de descoperire a infracțiunii. Dacă polițistul sau procurorul procedează incorrect, avocatul tău trebuie să se adreseze cu o plângere în judecată. Sarcina unui judecător este de a examina mai multe dosare, inclusiv dosarele în privința minorilor. Judecătorul, cu răbdare, verifică fiecare probă care a fost prezentată de către procuror, partea acuzării sau partea apărării în fața instanței de judecată. În cazurile când interacționezi cu poliția, ai următoarele drepturi. Dreptul de a fi informat. Trebuie să știți că reprezentantul legii este obligat să vă aducă la cunoștință drepturile de care beneficiați și totodată să vă informeze despre motivul și scopul discuției. Dreptul de a contacta rudele. În cazul interacțiunii cu reprezentantul legii, ai dreptul de a contacta părinții, reprezentanții legali sau oricare alt îngrijitor în grija căruia te afli. Acest drept îți este asigurat de reprezentantul legii care nu ne-a jlăcit, te-a somat sau te-a reținut. Dreptul de a participa, a-ți exprima opinia și de a tăcea. Nu poți fi impus să vorbești împotriva ta sau a rudelor tale, iar acest fapt nu te va face să fii vinovat. Dreptul la apărare. Fiecare persoană să cunoască că are dreptul la asistența unui apărător. Dacă persoana nu are posibilitatea să-și angajeze un avocat privat, un avocat ales sau un avocat cunoscut prin intermediul rudelor sale, să se știe că are dreptul să depună o cerere la Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat și are dreptul de a beneficia de un avocat gratuit din contul statului. De asemenea, dreptul la apărare înseamnă ca minorul să beneficieze de toate cele sfaturi juridice și împreună să se stabilească acea strategie de apărare. Dreptul la traducător sau interpret. Dacă minorul nu cunoaște limba de stat a Republicii Moldova și se află în vizorul unei cauze penale, are dreptul la un traducător și interpret asigurat din contul statului și solicitat de organul respectiv. Dreptul la protecție împotriva violenței fizice și psihice. Este ilegal ca cineva să-ți provoace suferințe fizice sau psihice, să te înjosească. Dacă cineva ți-a pricinuit un astfel de rău, este important să știi că tu, nemijlocit sau prin apărătorul și reprezentantul legal, poți să depui o plângere prin care să sesizezi acțiunile întreprinse în privința ta și să fie atrasă la răspundere persoana vinovată. Acum să vorbim despre unele drepturi specifice. În cazul în care ești bănuit de săvârșirea unei infracțiuni, ține cont de următoarele. Copiii cu vârsta între 14 și 16 ani pot fi trași la răspundere pentru infracțiuni grave. Iar dacă la momentul săvârșirii infracțiunii au vârsta de 16 ani, pot fi trași la răspundere și pentru infracțiuni ușoare. În caz că ai săvârșit o infracțiune, poți fi reținut. Reținerea este privarea de libertate a minorului pe un termen ce nu poate depăși 24 de ore, care poate fi prelungită de către judecătorul de instrucție dacă sunt motive serioase pentru aceasta. Dacă ești reținut în calitate de bănuit de săvârșirea unei infracțiuni, ai dreptul să fii informat despre acuzațiile care ți se aduc. Aceasta trebuie să se facă în prezența apărătorului. În cazul în care ești reținut, se recomandă să-ți păstrezi calmul și să fii politicos. Să nu te împotrivești polițistului. Să oferi datele tale personale atunci când polițistul ți le solicită. Numele, prenumele, adresa domiciliului, datele de contact ale părinților sau persoanelor care îi înlocuiesc. Acum să zicem că ești martor. Cu alte cuvinte, în cazul în care ai observat săvârșirea unei infracțiuni sau dispui de anumite informații despre aceasta, poți fi în rolul de martor. Să nu-ți fie frică dacă ești chemat la poliție în calitate de martor. Nu faci nimic greșit, dimpotrivă. Poți ajuta la descoperirea unei infracțiuni. Spre deosebire de cei maturi, minorilor nu li se cere să depună jurământ. Poți refuza să vorbești dacă ceea ce spui este împotriva ta sau împotriva celor apropiați. În cazul în care ești martor, se recomandă să asculți cu atenție întrebările care ți se pun. Dacă nu înțelegi întrebarea, comunică acest lucru. Să vorbești clar și răspicat. Să spui doar ceea ce știi, nu inventa. Este firesc să nu cunoști unele lucruri. În așa caz, răspunde doar că nu știi.
Atunci când ți se pricinuiește o suferință morală, fizică sau materială în urma săvârșirii unei infracțiuni, poți fi considerat victimă. În calitatea de victimă sau în cazul în care ești martorul unei violențe, poți beneficia de ajutorul poliției, adresându-te ei și declarând ceea ce ți s-a întâmplat. De asemenea, poți apela și la alți specialiști: medic, asistentul social comunitar, primar, profesor, psiholog. În cazul în care ești victimă, se recomandă să soliciți imediat ajutorul polițistului apelând la numărul 902 sau nemijlocit la cel mai apropiat sector de poliție, să oferi datele tale personale și cele de contact, să depui o plângere prin intermediul părinților sau al altor reprezentanți legali. Dacă ai atins vârsta de 16 ani, o poți face de sine stătător. Să notezi sau să memorizezi numele persoanei care a primit plângerea. Să ceri ajutor medical sau orice alt gen de ajutor sau protecție de care ai nevoie. În calitate de bănuit, de victimă sau de martor, poți fi invitat de către organele de drept la o discuție care este numită audiere. În cazul în care această discuție este necesară, vei fi înștiințat printr-o scrisoare numită citație. Audierea victimei sau a martorului minor are loc într-o încăpere special amenajată, camera de audiere. De ce se face lucrul ăsta? Pentru a-i crea un spațiu sigur unde copilul poate să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat, deci s-au introdus aceste camere prietenoase pentru copil. În unele cazuri, într-o asemenea cameră, poate să existe o oglindă mare sau camere de luat vederi. Astfel, din camera alăturată, avocatul, procurorul, părintele sau tutorele tău vor vedea ce se întâmplă în camera de audiere. Legea spune că audierea nu poate dura mai mult de 2 ore fără întrerupere și nu mai mult de 4 ore pe zi. În aceste condiții, persoana care îți poate adresa întrebări le va primi de la judecătorul de instrucție. Când da declarații, spune doar ceea ce cunoști cu certitudine. Dacă nu înțelegi ceva, întreabă și cere explicații. Dacă mai târziu îți amintești și alte amănunte, anunță polițistul sau procurorul despre aceasta. În majoritatea cazurilor, discuția de audiere va fi înregistrată de o cameră video. Acest lucru se face pentru ca să nu fii chemat de mai multe ori să povestești unul și același lucru diferitor persoane. Înregistrarea audierii tale e utilizată doar pentru proces. Ea nu va fi arătată la televizor, la școală sau oriunde în altă parte și va fi păstrată în maximă siguranță. Ține minte, nu trebuie să spui orice doar pentru a face față exigențelor altor persoane. Principiul de bază este să spui tot timpul adevărul.